Cât de des vorbiți despre bani? Când îi avem, nu prea vorbim despre ei. Vorbim despre ei când nu-i avem. Ce rată achităm prima... Ce fain a fost când i-am avut. Și ce o să facem cu ei când o să-i avem din nou. Să vezi când vin din nou. Wow. V-ați ciondănit vreodată de la bani? Da. Banii ăia trebuie să... Ba nu, eu cred că... Dar știi că te iubesc, adică... Ție nu ți-e foame? Ciondănit e cuvântul cel mai bun. Când simțiți că banii intervin între voi? Au intervenit. Până când am învățat că într-un cuplu, în afară de relația mea cu el, mai este și relația mea cu banii și relația lui cu banii. Adică ne simțim unul pe altul foarte bine și nu a rupt nimic. Ce ați învățat acasă despre bani? Cel mai important lucru pe care l-am învățat de acasă despre bani este să nu-i furi. Eu am încercat să nu aduc stresul. Banii vin și luna următoare. Aveți banii la comun sau separat? La comun. Da, adică nu contează din contul căruia se face plata ratei la casă sau la mașină sau... E o chestie firească, nu ne punem întrebarea asta. Pe ce n-ar da niciodată Robert banii? N-ar cheltui niciodată 2000 de euro pe periche de pantaloni. Nici 100 de euro, adică... Pe ce ar da Bianca toți banii din lume? Călătorii nelimitate. Te iau cu mine. Wow! Thank you! Melodia care descrie obiceiurile financiare ale celuilalt? What the f*** is wrong with you? Pentru mine ar fi Pink Martini, Genova Patrave. Dacă ai câștigat la loto, ce cadou ei face partenerului? O insulă, să nu fie la tropice, adică să nu fie foarte cald, să fie și un pic de toamnă. Da, și să aibă un mic magazin de muzică și un mic magazin de bricolaj pe insulă. Un heliport pe aceeași insulă care s-o preia cu elicopterul și s-o duc în cele mai frumoase zone din lumea asta. Tu mă iubești? Da, foarte mult. Adică să călătorească în siguranță. Da, să nu fac probleme. Dar vin cu mine sau rămâi pe insulă? Vin. Credeți că sunteți compatibili financiar? Există compatibilitate financiară în sensul că fiecare îl înțelege pe celălalt. Da, nu suntem compatibili, că nu vedem lucrurile la fel, dar suntem noi doi compatibili ca oameni. Cred că oamenii care au o relație bună, atâta timp cât sunt ei compatibili și discută, se rezolvă. Yep.